eu să vă spun că nu m-am așteptat să ajung în această rundă. Acum vorbeam cu Alexandra pe hol și ne gândeam că suntem foarte fericite că am ajuns până aici. Vă mulțumim pentru asta. În legătură cu ultima rundă, o să vă spun o scurtă povestioară. Se zice că un grup de broscuțe traversa o pădure și la un moment dat două dintre ele cad într-o groapă. Celelalte, pe marginea gropii, s-au uitat la ele, au văzut că din punctul lor de vedere n-aveau nicio șansă să se salveze, doar dădeau din lăbuțe, doar din piciorușe, din așa, și tot ce spuneau era: nu o să mai aveți nicio șansă, nu o să vă puteți salva. Asta este, n-aveți ce face. Una dintre broaște care era undeva mai sus, auzind aceste mesaje, a și renunțat la un moment dat. Cea de-a doua, fiind băgată cu capul în nămol și așa, a continuat să se ridice și să se ridice și să se ridice și până la final a ajuns la suprafață, dar neauzind nimic până în momentul ăla din ce îi se spunea. Și atunci când a ieșit, prietenele ei au întrebat-o: dar tu nu ne-ai auzit? Că noi îți spuneam că nu ai nicio șansă. Nu, n-auzeam nimic din cauza noroiului din urechi și de asta eu am crezut că voi mă încurajați, de fapt. Și asta m-a făcut să ajung aici. Morala acestei povești ar fi, pe de o parte, că încurajarea este uneori cheia succesului, și dacă știi când să încurajezi pe cineva și cum să o faci și cu ce cuvinte să o faci, se va ajunge la rezultatul scontat. Iar pe de altă parte, morala ar fi că atunci când greșești, cum au fost cazul prietenelor ei, care au avut poate nu atitudinea cea mai fericită, în momentul în care greșești îți dai seama că mai e o șansă uneori. Și ele au fost în această variantă, să spunem, optimistă, în care li s-a mai oferit o șansă de către prietena lor. Este foarte important să conștientizăm atunci când facem o greșeală, indiferent de natura ei, să o recunoaștem. Și clar, este un pas înainte. În momentul în care ai recunoscut, în momentul în care ți-ai asumat orice greșeală, ai făcut un pas înainte. Vă mulțumesc!